Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru vărsător, august poate fi o lună foarte dificilă. Influențele cosmice disarmonice, precum și activarea problemelor din trecut, vor face pe mulți să se îngrijoreze. În același timp, la sfârșitul verii poți obține răspunsuri mult așteptate la cele mai importante întrebări. Multe vor depinde de capacitatea ta de a te înțelege cu alți oameni, de a accepta alte puncte de vedere, precum și de capacitatea de a-i asculta și de a auzi pe alții, de a ține cont de planurile și dorințele partenerilor. În luna august, vărsătorul își va schimba dorințele. Multe vor depinde de circumstanțe. Va trebui adesea să-ți controlezi acțiunile și gândurile, precum și să-ți demonstrezi educația. Acum trebuie să te controlezi, altfel poți pierde norocul. Sfârșitul verii poate fi amintit pentru întâlniri și evenimente minunate. Dragoste. În august, va trebui să faci o alegere dificilă. Acest lucru este valabil mai ales pentru cele care nu au putut de mult să se decidă între două persoane. Acum situația va escalada până la limită și, în cele din urmă, va primi un strop, ultima picătură. O anumită decizie îți va fi dificilă, dar va clarifica multe. Reprezentanții liberei zodiei pot conta pe o poveste de dragoste pe termen scurt. Vor beneficia doar cei care s-au săturat de singurătate și s-au plictisit. Nu conta pe sentimente serioase, dar prietenia va deveni mai puternică ca niciodată. O persoană care ți este aproape în spirit te va ajuta să rezolvi o situație dificilă și să-ți ofere sfaturi atât de necesare. Astrele nu văd nimic rău în încercarea relațiilor din trecut. În august, recăsătoriile și reîntâlnirile cu cei din tâi vor avea succes. Fii atentă la împrejurimile tale, sunt foarte mulți cei din jurul tău care te iubesc și te apreciază pe bune, fără pretenții. Sănătatea. În primul rând, vărsătorul trebuie să-și tempereze sistemul nervos. Evenimentele care vor avea loc în luna august îți vor afecta foarte multă bunăstarea. Asigură-te că începi să iei vitaminele B, ieși mai des în aer liber, evită companiile zgomotoase. Alcoolul, lipsa de somn și fumatul sunt lucruri care te vor face să te simți rău. Încearcă să limitezi contactele inutile și să renunți la povara negativității. Până la sfârșitul lunii, răcelile te vor învinge. Este important să începi tratamentul imediat ce simți primul disconfort. Acordă o atenție deosebită bolilor cronice care se pot agrava pe fondul unui sistem imunitar slăbit. În plus, poate apărea o situație de urgență care va necesita îngrijiri medicale. Ai grijă când consumi mâncăruri care sunt noi pentru tine și, de asemenea, verifică cu atenție data de expirare a produselor. Banii. În august, succesul vărsătorului va depinde de modul în care se va înțelege cu echipa. Acum nu este momentul să dai dovadă de dorință de conducere sau să mergi în clandestinitate. Păstrează echilibrul în toate. Unul dintre colegii tăi îți poate cere o favoare, nu refuza, pe viitor vei avea nevoie de el. La mijlocul lunii poate avea loc o conversație ciudată și tensionată cu superiorii. Nu sări la concluzii. Dacă ți se oferă să mergi într-o călătorie de afaceri sau să mergi la cursuri de perfecționare, atunci aprobarea ta să fie de la sine înțeleasă. În cele din urmă, noi cunoștințe te vor ajuta să depășești dificultățile viitoare. Pentru ca munca să progreseze cu succes, gândește-te să creezi condiții confortabile în jurul tău. Poate că este timpul să-ți schimbi telefonul sau calculatorul. Gândirea ta pozitivă depinde de ce fel de atmosferă construiești în jurul tău. După o schimbare de peisaj, îți vor veni imediat în minte idei interesante. Este posibil să întâlnești oameni influenți. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!